Patru ierarhii ai bisericii noastre au slujit astăzi la Catedrala Veche din Arad. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, împreună cu preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria și preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Aradului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Armonia al Catedralei Vechi. După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba parastasului pentru mama preasfințitului Părinte Sofronie, Maria Drincec, care a trecut la cele veșnice în ultima zi a anului trecut. Astăzi, referindu-ne în predica zilei la casa părintească, acolo unde și fiul cel rătăcit s-a întors, să ne gândim ce înseamnă casa părintească pentru toți. Dumnezeu însuși este Tatăl nostru a tuturor și întorcându-ne prin Sfânta Biserică la tot ceea ce înseamnă calea binelui spre Dumnezeu, iată, am tâlcuit și rolul părinților, mulțumirea ce trebuie să fie din partea copiilor și unitatea familiilor, buna conviețuire în pace, dreptate și prosperitate pentru toată lumea. Mare bucurie și binecuvântare a fost pentru noi să slujim în această duminică împreună cu preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, cu preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradei, care provine de aici din Arad, și cu preasfințitul Părinte Emilian Crișanul în această catedrală veche a Aradului, pentru că Sfânta Liturghie în orice duminică și în orice împrejurare, de iată și în aceasta întoarcerii Fiului Risipitor, care ne pregătește pentru perioada Sfintelor Pașii Apostolului Mare, este o binecuvântare pentru noi, simțind cu toții cât de multă dragoste și binecuvântare revarsă Părintele Ceresc asupra noastră, a tuturor în casa sa, care este Sfânta Biserică, și totodată în această duminică am venit să ne împlinim și o datorie de conștiință și, bineînțeles, de suflet față de mama preasfințitului Părinte Sofronie, care în urmă cu 6 săptămâni s-a mutat la cele veșnice și astăzi am săvârșit îndătinatul parastas, rugând pe Bunul Dumnezeu, din până cu ceilalți erași, cu tot poporul credincios, să așeze sufletul său într-o lumina și iubirea feței sale. Și, bineînțeles, că am venit să fim alături de preasfinția sa. Catedrala veche din Arad a fost construită în perioada 1862-1865 și până la construirea noii catedrale arhiepiscopale a fost cea mai mare biserică ortodoxă românească din oraș.